Știți deja, Ministerul de Externe l-a chemat pe ambasadorul rus din nou la discuții, este în concediu, așa că șefului misiunii diplomatice i s-au cerut explicații. Și începem această ediție specială, această parte a ediției speciale cu o primă reacție din partea Rusiei. Vorbim de Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor de Externe, care este întrebată despre protestul României. Explicațiile sunt, cum vă puteți imagina, dintr-o altă realitate, a lor, a rușilor. Ei bine, cum poate fi explicat, se întreabă Maria Zaharova. Ei vor lua orice astfel de poziție se referă la România, pentru că este convenabil, pentru că poți să nu fii responsabil pentru nimic, poți inventa ce vrei pentru a scrie și a împinge aceste povești inventate asupra altora, pentru că toate acestea sunt un atac informațional antirus. Și cu această declarație pe care o vom comenta cu invitații noștri la ediția specială puțin mai târziu, ne amintim și de faptul că a treia dronă rusească a fost descoperită pe teritoriul României. Bucăți din dronă au fost analizate de armată. De această dată, rezultatul analizei a venit mai repede și avem o poziție oficială din partea Ministerului Apărării că este o dronă rusească. Sunt câteva semne de întrebare pe care ni le vom pune în această seară, inclusiv despre modul în care reușește guvernul să reacționeze la întregul eveniment pe măsura liniștirii populației. Acest mesaj care vine și revine din partea guvernanților. Cât de mult reușesc și ei să liniștească populația din Delta, care ați urmărit imaginile încă de ieri, se obișnuiesc cu o nouă realitate. Nu doar cu auzul unor drone, vorbesc unii dintre ei despre explozii, dar încep să vadă adăposturi antiaeriene, buncăre la ei în comunități. Comunități izolate, vă imaginați, puțin locuitori și dintr-o dată întreaga atenție a armatei, camioane de armată, jurnaliști, Ministerul Apărării, ministrul a fost acolo la Plauru, vă amintiți, căuta și el resturile unor drone. Toate se întâmplă, ce să înțeleagă ei, despre toate acestea vom vorbi în această seară. Înainte de toate însă, așteptăm în continuare măsurile economice pe care le tot promite guvernul. Sunt câteva negocieri care se derulează și în aceste zile, cu promisiunea că ar apărea și într-o formă publică. Varianta finală a măsurilor economice, ne punem și noi câteva semne de întrebare. Apropo de faptul că opoziția amenință cu depunerea unei moțiuni de cenzură, pentru că premierul Marcel Ciolacu are de gând să-și asume răspunderea, ceea ce înseamnă că sar peste dezbaterea parlamentară, că nu oferi opoziției, de exemplu, această posibilitate de a contesta unele măsuri. Și vorbim acum cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, este alături de noi la ediția specială. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Întâi de toate, pentru că este noua realitate cu care ne obișnim cu toții, încercăm să le spunem și celor care ne urmăresc că suntem sub umbrela NATO, sunt garanții de securitate pe care România nu le-a avut până în prezent, dar în același timp, acolo în Delta, românii și noi toți observăm că e o altă realitate. Atacurile la porturile dunărene afectează și teritoriul românesc. Ajung și pe teritoriul românesc. Până în acest moment nu sunt atacuri intenționate ale Rusiei. Este mesajul clar venit dinspre NATO, a venit într-un final mesajul și dinspre Ministerul Apărării. Dacă vorbim în acest moment de riscul unei crize de încredere asupra guvernului după această săptămână, când putem vorbi și de bulbe și de răzgândeli și de o reacție probabil întârziată apropo de verificările care se fac, cum v-a părut dumneavoastră reacția guvernului? În primul rând, niciodată nu voi specula eu o astfel de situație și nu cred că un om responsabil speculează o astfel de situație ca să creeze doar panică și neîncredere, fiindcă totuși vorbim despre lucruri extrem, extrem de serioase. România nu este în pericol. Nu suntem în război cu Rusia și avem și această garanție extrem de puternică din partea Alianței Nord-Atlantice. Nu sunt atacuri împotriva României, este războiul Rusia-Ucraina pe care noi am condamnat-o de fiecare dată, dar se întâmplă aceste evenimente absolut condamnabile, că mai trec și pe teritoriul României aceste drone și nu cred că mâine poi mâine putem spune că se va opri
acest război la granița României cu Ucraina, fiindcă atacurile sunt extrem de intense asupra porturilor de pe Dunăre și de pe Marea Neagră, cerealele și acordul între, sau inexistența unui acord între Rusia și Uniunea Europeană. Deci acest lucru probabil că va mai cauza câteva momente neplăcute, dar nu suntem în pericol. Acest lucru trebuie spus. Guvernul și autoritățile centrale săptămâna trecută au comunicat absolut inacceptabil. Și acest lucru trebuie evitat în continuare. Într-o astfel de situație trebuie să spui și foarte repede ceea ce este de spus. Și nu ai voie să spui astăzi că n-a fost nicio dronă, a doua zi să spui că a fost o dronă, dar n-am văzut, deci nu am vrut să vă mințim, dar v-am mințit. Asta este un lucru absolut inacceptabil. Deci nici n-am trecut printr-o astfel de situație și trebuie să se obișnuiască și Ministerul Apărării, și Ministerul de Externe, și Guvernul, și Președintele României, că în astfel de situații n-ai voie să te ascunzi. N-ai voie să spui lucruri care trebuie corectate peste câteva ore, numai din cauza că râd alții de tine și spun că nu ești în stare să... Dar ai și populația care trebuie într-adevăr liniștită și trebuie să evităm să intrăm în panică. Deci așa văd eu lucrurile. În primele zile a fost absolut inacceptabil ce s-a întâmplat pe plan comunicațional, dar un om responsabil nu se va urca pe o astfel de situație și nu va crea panică. Nu suntem în pericol, suntem acoperiți de această alianță nord-atlantică și, sigur, lucrurile trebuie spuse exact atunci când se întâmplă și cum se întâmplă. Autoritățile trebuie să fie acolo unde astfel de lucruri se întâmplă și trebuie să protejeze populația cu buncăre, cu soluțiile care sunt la îndemâna armatei, dar sper că nu se va repeta ceea ce s-a întâmplat, că asta crește neîncrederea și va fi speculată de cei care fac o propagandă de război. Suntem într-un aproape de un război și există o propagandă de război. Și când există propagandă de război, manipularea este extrem de ușoară. Frica în oameni se trezește, neîncrederea se trezește, ura generează reacții. Deci, din acest punct de vedere, România nu poate să-și permite să nu aibă o comunicare autoritățile, să nu aibă o comunicare, pe de-o parte, cu cetățenii săi, foarte promptă și foarte corectă, pe de altă parte, cu aliații. Că nici acolo nu poți să lași impresia că nu știi ce se întâmplă la granița ta. Am lăsat impresia asta? A lăsat în prima zi, da. În primele două zile, da. Adică în zilele, vă referiți la zilele în miercuri, care au căzut dronele, da, sau zilele marți, în care a ieșit președintele? Marți, miercuri, săptămâna trecută, nu știu exact. Duminică au fost primele drone, luni au ieșit ucrainenii și au spus că da, totuși și au căzut pe teritoriul nostru, după miercuri care a ieșit președintele. Da, da, deci acolo a fost o chestie care a lăsat impresia că nu știm ce se întâmplă la granița cu Ucraina. Dar de ce am lăsat această impresie? Sau că nu vrem să spunem, care e și mai, sau la fel de rău. Când știi și nu vrei să spui, nu e bine. Când nu știi și vorbești lucruri care peste 24 de ore se adeveresc că nu sunt adevărate, atunci iarăși e o problemă. Deci au fost 3 zile absolut de coșmar din acest punct de vedere. Dar nu e o chestiune în acest moment, la modul cel mai serios, dincolo de bâlbe și de cât de bine informați sunt președintele României, premierul României? Vă reamintesc declarația de astăzi a premierului, care spune, pe un ton furios, enervat de jurnaliști, de întrebările jurnaliștilor, că au sărit bucăți dintr-o dronă respinsă de ucraineni. Ori această dronă, a treia, a fost descoperită la 14 km de graniță. N-are cum să sară. Toți experții întrebați nu au spus că n-are cum să sară. Dar despre această informare. Militară. Cum Dar eu sunt convins că ei sunt informați, că primesc informații și de la ai noștri, primesc informații și de la NATO, primesc informații de la aliații noștri, deci există un schimb de informații. Sunt convins că ei știu exact pe baza informațiilor adunate de instituțiile abilitate. Apoi cine ce spune și cum interpretează aici e o altă chestiune. Dar eu nu cred că informațiile nu ajung la președinte și la premier. Că nu ajung la toți miniștrii, că nu ajung la... Nici nu trebuie să ajungă. Acolo există reguli foarte clare. Dar eu exclud că nu există informații. Această variantă, din punctul meu de vedere, nu există. Totuși vorbim de NATO. Vorbim de instituții
care se ocupă cu acest lucru, adună informații de pe teren și nu numai. Convocarea CSAT se impune, domnule Kelemen Hunor? Okay. Convocarea CSAT. Nu știu, nu mă pricep eu la CSAT. Adică este o chestiune de siguranță națională în acest moment să vezi că se descoperă drone despre care nu știi dacă au fost ele atacuri de aseară. Noi știm foarte puțin ce se întâmplă acolo, nici nu trebuie să știm toate amănuntele, dar comunicarea e la fel de deficitară din partea CSAT-ului. Nu trebuie să spui tu secretele de stat, secretele de la NATO poporului, că nu așa se face, nu așa funcționează, dar trebuie o comunicare cât de cât, mai mult decât pe un limbaj de lemn, trei propoziții că ne-am adunat și astea au fost subiectele. Nu se întâmplă, nu e bine. Într-o astfel de situație, orice instituție care răspunde de securitatea României trebuie să aibă capacitatea și deschiderea, nu sunt instituții deschise, transparente astea, dar aici e vorba de o comunicare publică. Măi, nu te pricep tu, angajează-ți experți care știu ce se poate și cum trebuie comunicat către cetățeni. În rest, nu vreau să comentez. Când da, întreaga discuție dacă se ridică nivelul de alertă, ridicarea la articolul 4 nu, din acord. Nu. Suntem mult prea departe de așa ceva. Au fost astfel de incidente și cu Polonia, chiar acolo au murit 2 sau 3 persoane, nu mai țin minte exact. Răspunsul polonezilor a fost foarte ferm și foarte prompt, dar totuși suntem mult, mult prea departe de a ajunge la ceea ce ziceți dumneavoastră. Nu. Astăzi, care e mesajul dumneavoastră pentru cei cărora le veți cere votul și în 2024, apropo de această întreagă situație? Cât de liniștiți, cât de bine apărat suntem? Cât de liniștiți să stea, cât de liniștiți? Cum n-am fost niciodată. Deci, alegerile României în anii 90 și pe parcursul anilor deceniului 90 au fost decizii strategice și extrem de importante. Noi eram extrem de dezamăgiți în 98 când nu am fost acceptați în NATO. Și am primit din partea Statelor Unite vizita președintelui de atunci și acest parteneriat strategic cu Statele Unite. Atunci părea că este ceva pentru a ne liniști. Dar, de fapt, acum se dovedește, nu cred că atunci cei care au propus chestia asta și cei care au acceptat, adică americanii și românii, știau ce se va întâmpla, dar s-a dovedit un instrument extrem, extrem de important. Deci eu spun că alegerile au fost corecte, au fost pe termen lung, au fost pe termen extrem de lung. România trebuie să fie un partener de încredere în Alianța Nord-Atlantică și trebuie să fie un aliat în continuare. Suntem la periferie. La periferie suntem vulnerabili. Vom rămâne în periferie. Și noi și toate statele foste comuniste pe această linie de la Marea Baltică până la Marea Neagră, dacă vreți, până la Marea Adriatică, dacă vrem să mergem un pic mai departe cu Croația și cu Slovenia, și orice periferie este vulnerabilă permanent. Dar rămâne de văzut. Unde rămânem? Periferia înseamnă, poți să fii și pe partea estică și pe partea vestică. România trebuie să rămână categoric pe partea vestică. Nici nu încape nicio discuție. Asta am susținut de la bun început, din 89 decembrie. Asta susțin și acum. Sunt lucruri care nu se schimbă. Și din acest punct de vedere, mesajul nostru a fost și rămâne foarte clar. Dumneavoastră credeți în creșterea acestui filon extremist naționalist în România și nevoia de a crea un bloc democratic? Nu, cu blocul democratic nu poți să lupți împotriva extremismului sau împotriva aurului. Deci astea sunt basme. Aici probabil că unii vor să se asigure că, domnule, sub această umbrelă nu se va vedea susținerea sau, mă rog, încercarea de a-și păstra funcții? Nu neapărat, dar că acolo toți vor fi sub o oală și nu se vede cine ce susținere are, dar nu va funcționa. Fiindcă eu am mai spus acest lucru de câteva ori și în trecut. Nu se pot aduna pe cetățeni, pe electori, pe cei care votează ca pe niște sticle de pe un raft să pui pe celălalt raft. Că ei nu votează așa. Ei votează așa cum s-au obișnuit în 30 și ceva de ani și s-ar putea să fie rezultatul mai prost decât dacă ei merg separat și după aceea se adună voturile și mandatele. De ce credeți asta? Fiindcă
electoratul liberal are alternativă. Nu vrea să voteze PSD-ul. Sunt liste județene. El acolo sau listă națională. El acolo vede unul cu, împotriva căruia el era instruit să voteze permanent în 33 de ani. Într-un oraș, într-un județ, într-o localitate. Și acum zice, doamne, de ce trebuie să votez eu acum cu el? Aurul nu va ajunge la guvernare în România. Vor avea un rezultat bun, asta am mai spus. Credeți că vor câștiga alegerile europarlamentare? Nu vor câștiga nici alegerile europarlamentare, dar ei, dacă vor avea 3 mandate, vor avea mai mult, în jur de 8-9, pe sondajele de azi, și atunci au câștigat, că acum n-au niciun mandat. Acum n-au niciun eurodeputat. Pentru el și un singur mandat nu există, că la pragul de 5% ai 2 mandate. E un câștig, indiferent ce se va întâmpla, ei vor ieși în câștig. Deci nu vor ieși în pierdere. Dar nu va guverna aurul și nu va câștiga alegerile, sunt convins. Aici chestia asta cu blocul democratic, cine spune că ei sunt democrați, alții nu sunt democrați? Cine nu sunt democrați? Chestiunea cu USL-ul din 2012 nu se va repeta, fiindcă atunci ei au venit pregătiți pe o guvernare extrem, extrem de dificilă, PDL și cu noi. Era criza economică din 2008-2009 cu măsuri extrem de nepopulare, dar trebuia să facem acele chestiuni. Și, bineînțeles, au preluat guvernarea în aprilie, în mai, în iunie erau alegerile locale, apoi alegerile parlamentare. Și au venit din opoziție, preluând guvernarea în momentul alegerilor, în an electoral, cu câteva luni înainte de alegeri, cu câteva săptămâni înainte de alegerile locale. Acum situația e cu totul și cu totul diferit. De aceea nu există o astfel de comparație. Deci, sigur, e treaba lor până la urmă dacă se amestecă sau nu se amestecă, dar trebuie să renunțe. Cine? PSD-ul va renunța la ce? Să aibă un candidat. Premierul Ciolacu zicea că după 20 de ani e momentul să existe un președinte de stânga. Și astăzi a insistat cu o declarație similară. Vrea președintele României de la PSD. Dar eu am înțeles că PNL-ul vrea să dea președinte. Nu știm cine va fi candidatul, dar nici ei nu renunță. La ce să renunță PSD-ul? Cel mai mare partid și cum să vină PNL-ul și să spună că nu dorește? Deci, nu dorește să aibă un candidat. Nu credeți că e reală negocierea sau că nu va avea o finalitate? Nu, negocierea este reală. Dar care va fi finalitatea, nu știu. V-au căutat și pe dumneavoastră? Nu, nu, nu. Deci, noi din iunie n-am mai participat la nicio discuție. Eu cu Marcel Ciolacu am mai vorbit și o dată sau de două ori am vorbit și cu președintele Ciucă la telefon, dar pe discuțiile au început... Pe măsurile economice sau pe altceva? Poftim? Pe măsurile economice sau din ce cu Ciolacu, da, cu Ciucă imediat după votul în Parlament am avut o discuție pe o altă chestiune, tot politică, dar cum să vă spun... În acest moment ei au început discuțiile mai de mult, când eram încă cu toții în coaliție, când era coaliția cu mare. UDMR în coaliție. Da, dar nu au discutat cu noi, eu știam de discuții, au început discuțiile, deci, discuțiile cu comasările. Între... Da, între PSD Marcel și PNL. Ciolacu, Nicolae Ciucă, nu PSD, da, PNL, da, da, UDMR. Nu, nu, numai doi, uh-huh. Dar era absolut normal, absolut, mi se părea absolut normal să discute ei, să uite ce scenarii posibile pot fi creionate și ce strategie se poate face pentru orice scenariu. Dar atunci au început discuțiile cu comasarea alegerilor locale la propunerea liberalilor cu cele parlamentare. Nu se poate. Doar dacă tu amâni alegerile locale. Pentru chestia asta trebuie să inventezi o criză mare. O stare de urgență. Eu nu cred că cineva pentru a amâna alegerile locale va inventa o criză. Nu cred așa ceva. Fiindcă se întoarce împotriva lui. Bumerangul se va întoarce împotriva lui. Nu pot să argumentul că avem război la graniță și că trebuie să reducem din cheltuieli, că am auzit această variantă. Asta este o, nu vă supărați, este o prostie, este populism, este demagogie. Costă. Democrația costă. Dacă mergi pe această logică, la un moment dat ajungi să spui că nu mai trebuie să facem alegeri, că, domnule, costă. Da, sigur, va costa. Democrația costă peste tot. Ori faci alegeri așa cum trebuie, ori mergi pe o direcție greșită, populistă, absolut demagogică. Asta, un stat, dacă nu-și permite să facă alegeri așa cum trebuie, despre ce vorbim atunci? Totuși, vorbim despre un stat membru în Uniunea Europeană. Hai să comasăm de ce?
sunt mesaje diferite, sunt probleme diferite. La alegerile locale tu trebuie să vorbești despre problemele comunității locale. La alegerile parlamentare vorbești despre o viziune despre România, nu vorbești despre lucruri regionale sau locale. Dacă noi le amestecăm, înseamnă că facem un rău percepției democratice. Deci președintele asta, știa de aceste negocieri? Știe? Habar n-am, eu nu știu. Eu n-am vorbit cu președintele nu știu ce știe. Pentru că au tot fost vehiculate o serie de informații. Înțelegerea dumneavoastră. Eu nu cred că liberalii fac așa ceva fără să știe președintele. Totuși, am văzut în această perioadă cât am stat împreună la guvernare, eu nu cred că liberalii fac vreo mișcare fără acordul președintelui. Oare și în 2024? Asta nu știu, suntem în 2023. Înțelegerea dumneavoastră este că președintele Klaus Iohannis v-a scos din această coaliție? Sunt tot felul de informații care sunt vehiculate așa în spatele ușilor închise, să spunem, sau pe holurile parlamentului? Am mai răspuns la această întrebare. Lăcomie și eroare strategică. Înțeleg din partea președintelui că v-am întrebat direct de el. Nu știu din partea cui, că sunt convins că decizia au luat în trei. N-au luat separat, dar lăcomia combinată cu hai să nu ne merge și fără ei, hai să dăm afară, să luăm ministerele. O eroare strategică. Dar gata, am depășit momentul. Nu suntem, deci în politică nu poți să fii permanent supărat. Oamenii nu caută politicieni supărați. Mi-a trecut supărarea. Nu mi-a picat bine, nu am meritat, nu am dat niciun argument să fim dați afară de la guvern, dar gata, a trecut. Mergem mai departe, ne uităm înainte. Și ce faceți? Eu dacă ar trebui să votez pe altcineva decât UDMR, slavă Domnului, n-am astfel de probleme, niciodată n-aș vota un om politic supărat. Nu-mi trebuie om politic supărat. Nu vă faceți probleme apropo de 2024, că nu treceți pragul? Nu fac eu astfel de probleme. Văd eu sondajele de când sunt în politică, de fiecare dată UDMR-ul e cotat la 4, la 5, la 6. Vă dați seama, pe un eșantion de 1200 de persoane, maxim, sunt 60 de maghiari din România. De acolo ce să dai? Sigur, vin ei cu echilibrare, nu știu ce, dar nu. Noi am făcut sondajul nostru, facem sondajul nostru, eu mă uit doar la ce fac eu și știu ce am de făcut. În rest, nu comentez eu sondajele altora. Ați spus mai devreme că nu poți fi supărat în politică la nesfârșit, parafrazez, dar vine moțiunea de cenzură. Ce faceți? Semnați moțiunea de cenzură? Vedem textul asumării. Eu, după ce văd textul și după ce discut cu cei de la guvernare, că asta era discuția de săptămâna trecută cu Marcel Ciolacu, pot să iau decizie. Eu nu iau decizie fără să știu textul. Pe mine mă interesează, pe noi ne interesează ce se va întâmpla cu autoritățile locale, fiindcă acolo chiar lucrurile sunt destul de alarmante. Și pe partea fiscală, dacă ei găsesc un echilibru, eu pot să susțin. Anul trecut noi am propus în iunie, dacă nu mă înșel, ultima dată taxa de solidaritate, am fost susținuți de PSD, PNL-ul a respins propunerea noastră. Am propus o altă taxă pe profiturile excepționale pentru 2 ani, 3 ani, nu mai mult. Au respins. Acum văd că vin ei taxa cu aceste propuneri. Nu? Poftim? Acolo. Se regăsește acum în taxa da. Acum e bun ce nu era bun anul trecut. Adică pe mașina mai scumpă sau pe dacă, taxa mai scumpă? Nu, taxa pe profiturile excepționale, alea care s-au adunat pe perioada pandemiei și după, în perioada crizei energetice. Deci, acolo au pus și alte state, nu e o chestie extrem de complicată și noi aici nu am țintit multinaționale, am spus că taxa de solidaritate pentru cei care depășesc cifra de afaceri de 100 de milioane de euro pe an, asta înseamnă și Romgazul, și Hidroelectrica, și firmele românești, nu asta era problema. Dar au respins. Dacă ar fi acceptat atunci și am fi introdus ceea ce am propus anul trecut, acum undeva deficitul despre care vorbește Boloș, nu știm exact dacă e 40, 43, 45 de miliarde și asta e ciudat să avem cifre diferite în fiecare săptămână. De ce credeți că avem cifre diferite în fiecare săptămână? Săptămâna trecută zicea de 45, astăzi a zis 43, înainte era 40 undeva în august pe un moment dat. Deci trebuie să se hotărească, doamne, care-i deficitul. Despre ce vorbim? Dacă am fi introdus de anul trecut ceea ce propun ei acum și care sigur va intra mai târziu, cam jumătate din aceste sume ar fi fost acoperit.
De ce ne împrumutăm atât de mult? În 7 luni, 14 miliarde. Că trebuie miliarde să financeze acest deficit. Dacă n-ai bani, trebuie să iei împrumut. De unde să plătești? Deci 45 de și miliarde. Și nu știam asta la începutul anului? Când la începutul anului nu știa, fiindcă colectarea începe după 4-5, sunt în ianuarie. S-a văzut după primul trimestru că avem o problemă. Asta s-a văzut și după primul trimestru. În momentul în care trimestru. Au început discuțiile despre gaura din da. Buget. Deci atunci s-a văzut. Și pe parcurs, sigur, trebuie să faci ajustări. Nu asta este problema. Că apar astfel de situații. Anul trecut se știa că va scădea consumul, dar nu se știa cu cât. Se știa că economia s-a încetinit, se încetinește în toată Europa, mai puțin în Europa centrală, și se știa la fel de bine că inflația are un trend descrescător. Dar vom ajunge la o singură cifră în acest an, la sfârșitul anului, ceea ce, sigur, din punct de vedere al colectării banilor, înseamnă mai puțin bani. Inflația a ridicat anul trecut suma. Deci, în acest punct de vedere, se știa ce se urmează, dar nu se știa exact cum se va comporta economia. Dar de ce? Pentru că n-ați avut pe masă estimările corecte? Nu, sau deci pentru estimările că evoluția nu sunt, a fost deci de aceea sunt natură. Estimări că niciodată nu sunt exacte. N-ai cum să ai estimările exacte. Dacă să personalizez această întrebare, ei au Adrian supra, Căciu a venit supraestimat cu un pic veniturile, au supraestimat și nu există o colectare bună. Asta se știe, se vede. Colectarea este jalnică în continuare în România. De trebuie ce? Să simplifici totul. În acest moment avem sistemul este extrem de complicat. România nu este pregătit, că nu are digitizare, nu are de informatizare. Când o digitalizăm? De ce nu avem? Și, nu știu, întrebați-i pe colegii credeam că aveți care se ocupă aveți fost cu mai aproape acest de sursă. Nu, eu nu mai am informații. De 3 luni de zile mă uit și eu și citesc ceea ce văd. Nu știu. Dacă nu se fac aceste lucruri, atunci n-ai cum să pui în aplicare o chestiune complicată. Impozitul progresiv sună bine, dar fără să ai veniturile globale pentru fiecare persoană, n-ai cum să faci impozitul progresiv fără venitul global. Când noi impozităm munca cu 41%, este enorm de mult. Și impozităm dividendele și capitalul cu 8%. Este inacceptabil. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să umblăm și la impozitarea muncii. Nu poți să ții omul cu 41% impozit. Deci, cu atât impozităm munca. La jocurile de noroc, până la 66.000 și 750 de lei, nu plătești niciun impozit. Deci, există inechități uriașe. Prima dată trebuie să curăți și trebuie să ai, da, o singură valoare la TVA. Eu sunt de acord cu acest lucru. Trebuie să reduci. Dar de când? Că nu putem să le facem peste noapte. Nu pot să fac eu. Și acum aștept exact eu de cum la se guvern. Întâmplă lucrurile. Aceste discuții au existat și anul trecut. Anul trecut am spus exact la fel, nu am spus altfel. Și am văzut cine sunt, hai să spunem, nu dușmanii, dar frânarii digitalizării. Nu sunt politicienii, credeți-mă. Cine sunt? Sunt cei care dacă se face digitizarea, pierd din putere și nu politicienii pierd, cei care aranjează lucrurile la nivel regional, la nivel local și funcționarii. Ei mai pierd. Dacă se face digitizare, nu o să mai ai nevoie de atâți funcționari. Trebuie să plece unii. Ei nu vor acest lucru. Deci, eu, când politicienii greșesc, spun lucrurilor pe nume. Dacă greșesc eu, să-mi spună cineva și mie că am dar greșit. Dar unde este reducerea dar de cheltuieli, eu, domnule, în acest moment, nu văd că asta există vreun om politic în România, nu în guvern, în România, în Parlamentul României, care nu vrea digitizare. Nu lămuriți stima pentru că nu mai avem foarte mult timp. Moțiunea de cenzură. Ați spus că așteptați textul. Da. Totuși, ați văzut variantele. Nu sunt asumate. Au fost date pe surse ca să testeze piața politică. Spune și economică. Spune Marcel Ciolacu că vine la grup să vă, da, să vă arate proiectul. Da, așa e, dar prima dată trebuie să avem textul. Dacă trece asta de guvern și abia apoi vine la dumneavoastră la trecută, grup. Nu. E o discuție deci, serioasă? Din punctul meu de vedere, trebuie să vină înainte de asumarea în guvern a textului, că pe procedură, după ce guvernul ia decizia, trimite textul în Parlament, parlamentarii au la dispoziție câteva zile, 48 de ore, dacă nu mă înșel, să depună amendamente, după care se reunește guvernul și spune dacă acceptă ceva din acele propuneri, nu va accepta. Eventual, chestiuni tehnice minore. Lucrurile esențiale și de substanță trebuie discutate înainte să decide guvernul. Deci eu aștept
să avem un text asumat, așteaptă toată țara, după care, bineînțeles, aștept o discuție cu Marcel Ciolacu și cu Nicolae Ciucă, explodeți dacă dorește. Explodeți în acest moment, în 2024, să reveniți în coaliția cu PSD-PNL? Eu nu exclud nimic. În 2024, în ceea ce privește o coaliție, cum am avut înainte. Dar, sigur, aici electoratul va decide cum va arăta viitorul Parlament și paleta politică, dar eu așa ceva nu exclud. În politică nu exclud să mergi la guvernare, fiindcă, până la urmă, dacă găsiți un om politic care spune hai, votează-mă că nu vreau să ajung la guvernare, vă rog frumos să căutați un alt candidat. O Treaptă Unită, de asemenea, să e o altă negociere. Nu vă tentează? Nu. Deci noi am mers de fiecare dată pe listele noastre și vom merge. Identitatea politică nu pot să dizolv eu pe chestiuni conjuncturale și de moment. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Sunt câteva lucruri punctuale pe care aș fi vrut să le discutăm și din măsurile fiscale. Acolo sunt câteva acum în concluzie cu care să nu fiți de acord. Săptămâna viitoare vom fi probabil mult mai informați, că până atunci asta înseamnă că discutați cu Marcel Ciolacu. S-ar putea să avem textul ministrul de finanțe asumat. Nu, cu Marcel Ciolacu trebuie să discut și e treaba lui Marcel Ciolacu, că e premier, cum discută el mai departe cu ministrul de finanțe. Și, bineînțeles, în momentul în care vom avea o astfel de discuție, vom și prezenta concluziile noastre, dar suntem... Dar la informațiile pe care le aveți acum, dacă acest proiect al măsurilor fiscale rămâne la fel, proiect? Semnați moțiunea sau nu? Eu nu am văzut un proiect. Deci eu nu semnez o moțiune fără să știu textul, vorbesc de asumare. Când văd textul și dacă nu reușesc să găsesc înțelegere, atunci vom semna moțiunea. Depusă. Da, asta e viața. Deci eu ce să fac? Deci, dacă nu se poate, nu se poate. Când se poate, se poate. Eu și împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă am depus două moțiuni. Prima moțiune nu a avut câștig de cauză, a doua a avut câștig de cauză. Și împotriva lui Ludovic Orban am depus o moțiune și am dat jos guvernul condus de Ludovic Orban și după care am guvernat împreună cu PNL. Deci astea nu sunt lucruri care pe viitor aruncă colaborarea în aer. Nu. În politică sunt chestiuni de moment și sunt chestiuni de perspectivă. Mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Vă mai așteptăm atunci la Digi24, la ediția specială, Kelevin Hunor, președintele UDMR. Când revenim, pentru că luăm o scurtă pauză, ne uităm mai atent la toate datele acestei zile. A fost o noapte în plină alertă acolo în Delta. Ulterior am aflat că o a treia dronă a fost descoperită, e de proveniență rusească. Ce este interesant însă este ce a știut premierul României, pentru că ne-a spus că bucăți din dronă au sărit. Ori ar fi însemnat în scenariul lui Marcel Ciolacu că această dronă a sărit 14 km în adâncime pe teritoriul României. Vă imaginați, experții spun că nici măcar nu e posibil așa ceva, deci cel mai probabil o dronă a survolat pe teritoriul României și nu a fost văzută. Foarte interesant, bucățile de dronă au fost descoperite în apropierea unui obiectiv militar. Despre toate acestea cu invitații noștri imediat.